Astăzi are loc bătălia pentru șefia PNL, faza pe capital. Lupta se dă între Violeta Alexandru, candidatul susținut de Ludovic Orban, și Ciprian Ciucu, susținut de Florin Câțu. Echipele celor doi candidați au încercat să stabilească de comun acord datele scrutinului, însă echipa lui Ciucu a plecat de la discuție acuzând de minciună oamenii Violetei Alexandru. Ulterior, Ciucu a făcut acuzații de fraudă și a vorbit despre condiții de organizare a alegerilor care nu au existat nicăieri în țară. Gabriela Del Pupo știe mai multe. Gabriela, bună dimineața! Bun găsit, Violeta Alexandru a ajuns deja aici, de altfel și liderul partidului Ludovic Orban nu au făcut declarații și Nicușor Dan este prezent la sala polivalentă astăzi. Trebuie să spunem că aceste acuze de fraudă au dublă interpretare. Pe de o parte vorbim de un vot în plic și un vot de altfel fără perdele în cabina de vot. Cei care sunt de partea echipei Orban spun că se încerca astfel o verificare a celor care ar fi în echipa lui Florin Câțu, dacă vor vota cu acel candidat care reprezintă echipa, mai exact Ciprian Ciucu. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a făcut acuze că votul nu va fi secret și că astfel se încearcă fraudarea alegerilor. De altfel, în ceea ce privește votul în plic, acesta a adus aminte de o metodă care este folosită în mediul rural, în principiu metoda suveică, în care buletinele de vot sunt deja scrise și doar se dau candidatului. Trebuie să menționăm faptul că această metodă datează încă de la 1920, când era folosită pentru a profita de cei care nu știau să scrie și să citească. Nu credem că este cazul astăzi. Luptă strânsă, peste 1000 de delegați, nimeni nu vrea să fac anticipări în acest moment. Niciunul din oficiali nu s-au lansat în a-și declara victoria sigură. Deci vom sta în tensiune până când vom afla rezultatul votului astăzi.